Pentru a aplica un efect de tranziție tuturor elementelor multimedia pe care le-am adăugat în cronologie, voi repoziționa aceste elemente în așa fel încât să fie aplicate în mod automat aceste efecte de tranziție. Am ajuns la etapa în care trebuie să adăugăm coloana sonoră a materialului. Bineînțeles, vom trage elementul ce conține melodia de fundală în cronologie. Putem acum să previzualizăm clipul cu coloana sonoră. Se observă că sunetul de fundal nu pornește în același timp cu clipul. Pentru a vizualiza și mai bine coloana sonoră, se execută un clic dreapta pe track-ul ce conține sunetul, apoi opțiunea Display și apoi opțiunea Show Waveform. Regăsim în această zonă acea parte de început care nu conține niciun sunet. Bineînțeles că voi folosi instrumentul Slice. Voi șterge această zonă care nu conține sunet, voi repoziționa partea audio și, tot cu ajutorul elementului Slice, voi elimina sunetele care depășesc perioada clipurilor video. Putem acum să previzualizăm clipul în așa fel încât să vedem dacă sunetul pornește odată cu imaginile video. Se observă că a dispărut acea perioadă de pauză la începutul clipului. Tot pentru partea de sunet de fundal pot fi aplicate efectele de fade in pentru începutul clipului și fade out pentru sfârșitul clipului, astfel. Se execută un clic dreapta pe elementul audio, apoi se merge pe meniul Volume, apoi pe opțiunea Start of Clip și se alege opțiunea Fade in Fast. Apoi mai executăm un clic dreapta pe acest element, mergem pe aceeași opțiune Volume și la End of Clip, la sfârșitul clipului, vom alege opțiunea Fade out Fast. Astfel, clipul va începe cu un volum mai mic și va crește treptat și se va termina cu scăderea volumului sunetelor de fundal. Mi-am propus ca în partea de final a acestui clip de prezentare să fie afișat și numele școlii. Pentru acest lucru ar trebui să introducem un titlu în interiorul acestui clip de prezentare. Pentru a face acest lucru vom acționa meniul Title. Apoi opțiunea Title, vom alege din această multitudine de șabloane titlul numit Oval 4, se observă că în partea dreaptă apar proprietățile acestui titlu, la linia 2 vom scrie numele școlii, la linia 1 nu vom scrie nimic și vom schimba culoarea textului într-un albastru mai închis. Acționăm butonul Save. Se observă în zona fișierelor proiectului apariția unui nou element multimedia, element pe care o să-l așez acum în cronologie. Îi stabilesc perioada în așa fel încât să nu depășească perioada de sfârșit a clipurilor video și se observă că acest element conține o zonă transparentă pe fundalul căreia se proiectează imaginea școlii. Doresc ca această imagine să fie un pic blurată. Pentru a realiza acest lucru, voi apela la instrumentul Slice, voi împărți în două proiectarea acestei imagini a școlii și pentru această a doua parte a imaginii școlii voi aplica efectul de blur astfel. Voi acționa tabul Effects, voi alege efectul numit Blur și îl voi trage peste această imagine.
Se observă că în acest moment imaginea școlii este blurată. Pentru a interveni asupra proprietăților acestui efect, se execută un clic dreapta pe această pictogramă sub forma literei B, se alege opțiunea Properties și vom modifica aceste două proprietăți, Horizontal Radius și Vertical Radius. Ele acum sunt setate la valoarea 6, noi le vom stabili la valoarea 3 pe ambele. Se observă că în acest moment imaginea școlii este mai puțin blurată decât inițial. Tot în această etapă mai putem interveni asupra celor două imagini statice pe care le avem introduse în clipul nostru de prezentare, imagini pentru care vom dori să aplicăm efecte de zoom astfel. Pentru prima imagine vom executa un clic dreapta pe elementul corespunzător ei, apoi vom alege opțiunea Animate, apoi opțiunea Start of Clip, Zoom și vom alege opțiunea Zoom In de la 50% la 100%. Pentru a doua imagine statică, un clic dreapta, vom alege aceleași opțiuni, dar pentru efectul de zoom vom alege Zoom Out de la 150% la 100%. În acest moment, clipul nostru este gata. Un singur lucru ne mai rămâne de făcut, să îl exportăm într-un format care poate fi redat de un player video. Pentru a face acest lucru, vom acționa acest buton din partea de sus a aplicației, iar prin intermediul acestei ferestre, OpenShot ne pune la dispoziție multitudine de modalități de export de formate a fișierului video. Vom alege opțiunea Blu-ray și vom alege o calitate destul de ridicată a clipului, adică un 1920x1080 de pixeli la 30 de frame-uri pe secundă. Calitatea o să o lăsăm la o calitate înaltă, deci High. Apoi vom acționa butonul Export Video. În acest moment, respectivul clip la care noi am lucrat se exportă sub forma unui fișier video care poate fi redat de un player multimedia. După finalizarea procesului de export, se va acționa, bineînțeles, butonul Done. Acesta a fost tutorialul referitor la utilizarea aplicației OpenShot. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!